Salut! Am să-ți arăt în acest tutorial cum să faci această floare din material. Ai nevoie de o bucată de material din care să tai 6 cercuri, uneori 5, depinde dacă materialul e gros, intră mai puține cercuri. Cercurile le poți tăia desenând pe material un cerc și apoi îl tai cu farfeca. Eu am acest aparat care taie cercuri și le tai mai repede. Acum e nevoie de acșiață. Eu am înșirat deja 5 cercuri și îl voi înșira și îl voi coase și pe al 6-lea. Trebuie să iei cercul, îl împăturești în jumătate și apoi încă o dată în 4. Acum coși pe margine cu cusături destul de distanțate, la aproximativ 1 cm. Și acum atragi și voi uni toate petalele împreună, prima cu ultima. Încerc să țin nodurile, cel de început și cel de sfârșit, pe o singură parte, acela va fi spatele. Încă unul de siguranță și tăiat. Să mai cos o dată pentru că s-a desfăcut. Să mai fac un nod. Ok. Acum tai ața. Eu obișnuiesc la materialele care au un pic de sintetic în ele să le fac așa și să ard un pic materialul. Chiar dacă uite la asta se negrește, ține mai să nu iasă ațele pe margine. Și acum aranjez petalele și pe spate lipesc o bucățică de material care nu se destramă și pe față o să pun un nasture. Nu m-am hotărât încă care din ele. Cam asta e. E simplu și sper că ați înțeles. Mulțumesc!